Au fost împreună la bine și la greu timp de 50 de ani. Vorbim de 10 cupluri din Combrat care și-au sărbătorit nunta de aur. Perechile și-au reînnoit jurămintele și îndrăgostiți ca la început. Au petrecut ca în tinerețe cu muzică, dans și au servit un pahar cu vin în cinstea momentului. Fiecare cuplu își are povestea lui și pare să dețină secretul unei căsnicii fericite. Flori, cadouri, șampanie și muzică. De asta au avut parte cele 10 cupluri care și-au sărbătorit nunta de aur. Soția Rabadji povestesc că au avut o căsnicie durabilă pentru că s-au mulțumit cu ce au avut. Nu au alergat după bani, au fost răbdători și s-au respectat unul pe altul. Suntem de 55 de ani o familie. Pe 1 mai am sărbătorit nunta de aur, iar acum suntem felicitați și de către autorități. Avem 2 copii împreună, 4 nepoți și așteptăm și strănepoți. Suntem foarte încântați că sunt organizate astfel de evenimente. Înțelegerea reciprocă este principalul secret al unei căsnicii fericite. Dragostea, pasiunea, copiii și înțelegerea reciprocă. Este o armonie întrucât el înțelege ce vreau eu, eu înțeleg ce vrea el. Aceste familii sunt modele de urmat. Copiii, nepoții și prietenii și autoritățile locale au venit să-i felicite pe proaspăt căsătoriții. De 50 de ani suntem împreună. Ambii din Combrat și chiar am locuit pe aceeași stradă. Avem 2 copii, un fiu și o fiică și 6 nepoți. Am venit să-mi susțin bunicii, să le urez multă sănătate, viață lungă și frumoasă, mai multe zâmbete. Secretul unei familii fericite este ascultarea reciprocă și iubirea. Evenimentul se află la a 5-a ediție și este organizat tradițional în ajunul zilei orașului Combrat. Nu orice familie poate trăi împreună timp de 50 de ani. Ar trebui să fie un exemplu pentru noi toți. Astfel de evenimente îi fac pe acești oameni fericiți, așa că vom continua să facem acest lucru. Ideea a apărut acum 5 ani. Avem cupluri care sunt onorate pentru a doua oară, la 50 de ani și la 55 de ani. Și mai avem mai mult de 10 cupluri pe care le vom onora acasă. La final, vârstnicii au dansat ca în timpurile în care au fost mire și mireasă.